Apropo de proiecte de reformare, de un mod de a face altfel politica, ne-am uitat și noi la Hot News pe componența guvernului din umbră și prima observație pe care aș vrea să vă aduc în discuție e următoarea. Niciunul, aproape, cred că cu o excepție, nu vine din mediul privat. Nimeni de acolo, cred că cu excepția celui propus la agricultură, nu a performat în mediul privat, nu vine din multinaționale, să zicem, și dintr-o companie. Și eu vin din mediul privat. Sunteți a doua excepție. Să nu uitați. Sunt chiar vârful guvernului, e o excepție, dar restul, de ce sunt toți angajați la stat? Uitați, există acest mit al mediului privat, care e un mit. E un mit. Până să vorbim despre mituri, haideți să ne uităm la lista pe care ați propus-o. Da, și spuneți-mi pe liniuță câți vin din mediul privat. Păi așa cum ați spus dumneavoastră, vin doi din mediul doi. Privat. Doi. Și restul sunt angajați la stat. Bun, unde sunt la stat? Că o parte din Sulfina Barbu, de exemplu, Sulfina Barbu are, de exemplu, din câte știu, o activitate privată de consultanță. Și probabil că mai au și alții, pentru că nu toți sunt angajați public. Doamna Barbu s-a remarcat ca un etern ministru în guvernele Boc, Ungureanu, bun, Bredoiu, vorbeam de mediul public-privat, să revenim. Deci, spuneam că există un mit al tehnocratului din mediul privat care va salva politicul sau trebuie să echipeze neapărat guvernele. Mediul privat sau oamenii din mediul privat pot avea această opțiune. Pot intra în politică și pot să ocupe funcții în politică. Respectiv, dacă vor să o facă, să o facă. Îi pot căuta. Dacă vor să o facă, să o facă. Da, dar eu vă spun că nu și asumă acest lucru prea des. Uitați-vă și în urmă. Au fost doar câțiva tehnocrați care de-a lungul anilor au făcut pasul. Hai să luăm pe primul parte că a fost Muguri Sărescu, nu? Un an de zile premier. Apoi, în guvernul Tăriceanu au fost 4 tehnocrați: Cioloș, Predoiu, Comănescu și ulterior parcă Anton Anton la educație. Doamna Maria Câmpeanu, care mai departe a mai fost doar unul, adică subsemnatul care a rămas în guvern. De ce credeți că nu-și asumă? De ce credeți că nu-și asumă oamenii ăștia? Asta spun că e un mit. Se uită la partide și zic că nu vreau să intru în partid. Da, nu vreau să intru pentru că știți care e sloganul? Politica e murdară. Dar răspunsul meu e următorul. Unde nu există murdărie la ora asta în România? Dar nu cumva au și alții. Și eu cred... Nu cumva răspunsul lor e și nu avem loc de unii și aceiași oameni, nu avem loc de nomenclatura politică. Trebuie să te lupți, trebuie să găsești o cale, trebuie să negociezi, trebuie să combați, trebuie să faci pași înapoi, înainte. Politica are și a mecanica ei, așa cum multinaționalele o au pe a lor, și acolo există. Uitați, să nu discutăm și... autist, lupți de la realitate. În aceste zile, în aceste săptămâni, sunt oameni în stradă și oamenii care ies în stradă, 15-20 de mii, sunt, îi vedeți din mediul privat, marea lor majoritate. Sunt oameni tineri care au un job în multinațională, în corporații. Unii mai strigă împotriva corporațiilor, deși lucrează acolo, dar nu, asta e discuția. Discuția e că ei se uită la aceste partide și spun, noi nu ne regăsim acolo. Nu vedem reprezentanți. Iar acum, când mă uit peste guvernul alternativă, înclin să le dau dreptate. Spun, aici sunt pur și simplu politicieni de ani de zi. Hai să nu fim dogmatici, să nu vorbim în lozinci. Lucrurile foarte pragmatice, foarte clare. Legat de acest guvern, eu am avut discuții și cu tehnocrați. Discută, nu contează cu cine. Discută, vă asigur că au fost și nu puține. Și în final spun, e prea complicat. Prefer salariul de la multinațională, prefer dividendele de la propria companie, e greu, e murdar în politică. Bun, în felul ăsta n-ajungem nicăieri. Adevărata responsabilitate e să spui, îmi suflec mânecile și mă și fac curat. Sau încerc să fac curat. Sau încerc să fac altceva. Oameni n-ar fi fost tentați să vină să ocupe sunt foarte mulți tentați. Ministru fie sunt foarte mulți tentați. Umbră, dar asta le asigură o vizibilitate. Da, nu cred că nu vreți să intrați, sunteți într-un fel un tehnocrat în comunicație. Nu vreți să intrați în politică. Nu, din simplu motiv că rolul meu e altul. Vedeți, așa fiecare gândește. Și alții gândesc, am alt rol, am alte proiecte. În ceea ce privește cei de pe stradă, dacă vor să schimbe politica, să intre în politică, adică ideea asta, antisistem, și antisistemul e un sistem. Da? Și antisistemul e tot un sistem, de fapt. Deci, nu poți să conduci societatea prin antisistem. Nu poți să spui, știți, dacă nu aș fi politician, aș vrea să fiu antisistem, dar nu sunt antisistem, că sunt politician și invers. Nu pot să fiu în politică pentru că sunt aici în piață. Nu. Lucrurile sunt simple. Politica e un sistem, așa se conduc societățile de când s-a făcut lumea, cele civilizate.
Da? Și dacă vrei să fie mai bun, intri acolo și încerci. Totuși, nu fac un capăt de țară din discuția asta. Ba, e un capăt, nu, că e o problemă esențială a societății românești, îmbunătățirea politicului. Bun. Și totuși, mă uit din nou peste listă, sunt 15-16 oameni, nu? În acest guvern din umbră. Niciunul din afara politicii, niciunul din afara... Există un medic la sănătate care e neafiliat politic și am acceptat această doleanță. Dar ce înseamnă asta, neafiliat politic, dacă candidez într-un guvern din umbră sau accept să fiu... Iată, un om care și-a asumat ca împreună să construim una alternativă pentru politica de sănătate. Eu cred că e lăudabil. A fost și eu, la rândul meu, când am fost solicitat, am avut un moment în care am spus, da, haide să încerc să fac acest lucru. Dar pe cum l-ați convins, apropo? Păi sunt foarte mulți oameni. Că ziceți că ceilalți nu acceptă, dar totuși ați convins. Să spunem că am fost mai persuasiv cu dânsul, mai convingător. Repet, eu nu judec pe cei care nu intră în politică, să nu fiu înțeles greșit. Dar nu poți să spui vreau să fie mai bun politicul fără să fac nimic în sensul ăsta. Deci dacă vrei să fii mai bun politic, intră în politică. Dacă nu, militează acolo unde ești, jurnalist, în opinia publică, ONG-uri, etc. Și a pleca... Dar politica, știți cum este lucrul ăsta? Ca și când am spune, domnule, în spitale sunt numai chirurgi, ia să fie și oameni de pe stradă. Dar vă dau contraexemple, nu-i chiar așa cum spuneți. Vă dau contraexemple cu tineri care au intrat până la urmă în politică sau au mers la guvern angajați. Țineți minte povestea tinerilor performanți cu studii de afară angajați la guvern. Și pe la Cotroceni au fost angajați, dacă nu mă înșel. Și n-au rezistat, au plecat. Auzit ceva de ei? I-ați văzut promovați? I-ați văzut împinși în față, încurajați în posturi cheie? Nu, posturile cheie sunt ocupate de nomenclatura de partid. Care o fi ea? De stânga, de dreapta, de la putere, din opoziție chiar? Trebuie cumva să ai un anumit tip de tărie, să reușești să găsești o formulă ca să reziști în politică. Asta e, dacă vreți, prima datoria omului politic. Concluzionăm să reziste. Discuția asta, trebuie putere, premier, îți trebuie rezistență, îți trebuie răbdare. Nu e ușor în politică. Nu e pentru oricine. Deci admiteți în calitatea asta de premier al guvernului din umbră că nu v-a ieșit, cum să zic eu, înnoirea garniturii, așa cum v-ați fi dorit. Nu, nici cu mai mulți oameni din afară. N-am spus lucrul ăsta. Dumneavoastră ați spus că nu stăm de vorbă cu oameni din afară. Am stat de vorbă cu oameni din afară pentru două poziții. Care? Una la sănătate și cealaltă la educație, poziție de secretar de stat. Ambele sunt acoperite de acești doi tehnocrați. Dar în context am discutat cu mai mulți și am constatat discutând că există această reticență. Da? Oamenii sunt interesați, dar nu destul. Și acum problema de fond. Problema de fond. Deci guvernul a fost făcut... Cum ziceți, eu am declarat suntem de la bun început, am declarat faptul că va fi un guvern al partidului, un guvern de partid, bine, în care vom avea și 2-3 tehnocrații avem. Foarte bine. Însă cum veți convinge că reprezentați dreapta și interesele ei? Interesele dreptei fiind în principal interesele acestor grupuri de oameni de afaceri, de mici întreprinzători. Păi, uitați-vă la cu discurs. Oameni angajați la stat. Dumneavoastră spuneți următorul lucru. Nu pot fi reprezentanții ai dreptei decât dacă vin din afara politicii. Nu poți fi convingător. Poți reprezenta pe oricine, dar nu prea poți fi convingător. Dacă printre ai tăi nu sunt oameni care vin din lumea aia, care înțeleg lumea aia foarte bine. Dar nu există o ușă închisă înspre acea lume. Ușa e deschisă. Problema este că cine vrea să treacă prin acea ușă, trebuie să-și asume anumite lucruri. Repet, determinare, răbdare. Bun, eu nu, să vă dau exemple, n-are rost. Sunt și alte exemple. Oameni care au venit din lumea academică, din lumea de afaceri, sunt în politică. Chiar și pe acea listă pe care ați indicat-o dumneavoastră. Dar, pentru Dumnezeu, trebuie ca să dansezi, să intri în sala de dans. Nu poți să dansezi stând în afara sălii de dans. Da. Trebuie să intri rupând ușa, eventual. Nu, ușa e deschisă la PDL. Da. În continuare e deschisă. Iar această teză că altcineva decât politicienii trebuie să facă politică, e poate seducătoare, dar nu funcționează. Nu e realistă.